Mulțumim că într-o zi a trimis pe Fiul Său prin care suntem mântuiți. Haideți să stăm ridicați și cu bucurie să o facem, să lăudăm, pentru că merită Domnul nostru lauda, sacrificiul laudei să fie primit de Domnul. Amin.
Slăvit să fie Domnul! Amin. Înainte ca să ne rugăm Domnului pentru seara aceasta, pentru cuvântul Domnului, pentru cântări, pentru inimile noastre, pentru ascultarea credinței noastre, doresc să citesc câteva versete din Psalmul 33. Nu este textul de bază, îl va citi fratele Nelu, dar pentru întărirea credinței noastre, cuvântul Domnului ne spune în Psalmul 33, în felul următor: Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul! Oamenilor fără prihană, leșa de bine cântarea de laudă, ceea ce au făcut frații mai înainte și ceea ce vom face în continuare. Lăudați pe Domnul cu arfa, lăudați-l cu alăuta cu 10 coarde, cântați-i o cântare nouă, faceți să răsune coardele și glasurile voastre, căci Domnul este adevărat și toate lucrurile lui se împlinesc cu credincioșie. El iubește dreptatea și neprihănirea. Bunătatea Domnului umple pământul. Slăvit să fie Domnul! Vă invit, așa cum suntem, să ne rugăm în seara aceasta pentru lucrarea care se face aici. De câte ori venim în casa Domnului sau de câte ori venim la închinare, Domnul să binecuvinteze inimile noastre. Domnul să atingă de noi, să mântuie sufletele tuturor de aici. Noi ne rugăm pentru mântuirea la toți oamenii și credem că Domnul Iisus a venit pe pământ ca să ne ierte păcate, să ne curățe, să ne mântuiască, dar mai vrea ca și prin noi Dumnezeu să lucreze la mântuirea celor care încă nu cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne cerceteze privința aceasta, să ne dea o inimă pentru a vesti cuvântul Domnului celor din jur. Vă invit, așa cum stăm, să ne rugăm Domnului. Domnul să binecuvânteze fratele Nelu, care va vesti cuvântul Domnului în seara aceasta. Vom mai face o rugăciune pentru cei bolnavi. Dacă cineva vrea să dea un bilețel, să trimite un bilețel, am înțeles că fratele Traian a făcut o operație în ultimele zile, a fost la spital, a venit acasă. Ne rugăm și pentru el în continuare, la rugăciunea pentru cei bolnavi. Dacă cineva mai are vreun bilețel de trimis, vreo cauză specială, trimiteți un bilețel ca să ne putem ruga pentru fiecare și fiecare să fie mulțumit, să creadă că Dumnezeu este prezent aici și lucrează la toate cauzele noastre. Ne rugăm Domnului!
Te invit să reocupați locurile. Înainte de a lăuda pe Domnul cu o cântare și a face colecta în prima cântare, doresc să anunț că în mijlocul nostru este sora Erica din John de Lapta, dar de origine din Oradea. Sora Erica spune că ne-a văzut de multe ori pe internet, ne cunoaște deja. Dacă doriți, dacă vreți să vă ridicați după obiceiul nostru, să vă vadă toți frații și toate surorile. Domnul să binecuvânteze, păi să reocupați locul. Sora este aici, o să mai veniți de acum în mijlocul nostru, știți unde e adunarea, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să binecuvânteze pe fiecare care, la fel ca și dumneavoastră, a venit și a rămas în adunare aici, să vă dea Domnul sănătate și binecuvântare în mijlocul fraților de aici din Perth. Pentru cei care nu știu, fratele William invită toți liderii de grupe, bineînțeles de cântări, să rămână la urmă, în caz că cineva pleacă. Și dacă cineva pleacă, se întâmplă să plece, să știți că marți seara s-a anunțat, deci mâine se va fi rugăciune, marți seara va fi programul cu fratele acel american care vine aici la ora 6, iar miercuri seara nu va fi program, pentru că este mâine seara și apoi mâine seara, dar miercuri seara se va suspenda programul până duminică dimineață. Iar celelalte anunțuri le va anunța și la rugăciune și apoi și la încheiere. Lăudăm pe Domnul cu o cântare, facem colecta, apoi corul laudă pe Domnul cu prima cântare. Stop.
văzuse un miel. Aia își umplea pielului Dumnezeu. Era doar ziua, noaptea dispărut. Lumina lumii Domnul Iisus. Toți se închinau, pe miel l-adorau. Tu ești vrednic, mielul lui Dumnezeu. Și eu doresc să ajung să văd nou Ierusalim. Continuare, tinerii laudă pe Domnul cu o cântare, din nou grupul laudă pe Domnul cu o cântare, apoi corul laudă pe Domnul cu a doua cântare. Thank you.
Facem o rugăciune pentru cauzele adunării, pentru cauzele obișnuinte ale adunării, care le amintim de vreo 4 ori pe săptămână, pentru familiile adunării, dacă se poate afișa familiile care sunt pe listă în săptămâna aceasta, ca să ne rugăm și pentru ele. Familia Murza, familia Înalț, familia Nedelea, Dumnezeu să binecuvânteze familiile acestea. Fratele sorei Măriuța Cornea este bolnav. Fratele Hrișcă, fratele Octavian, care cu mulți ani a fost aici, îl amintim și pe el în rugăciunea aceasta, că Dumnezeu să se îndure, să-i dea sănătate. La fel pentru frații din adunare care sunt bolnavi și amintim mereu în rugăciune, pe sora Mia, cum e fratele Traian, fratele John Bot, dar și frați în vârstă, începând cu sora Bădulescu, mergând până la mine, cred că de la mine în jos ar fi rușine la cineva să spună că e bolnav tare, dar oricum, pentru toți care sunt bolnavi, că dacă cineva e mai tânăr ca mine și spune că e bolnav, trebuie să ne rugăm și pentru el, dar mă gândesc că începând cu cei în vârstă, dacă sunt peste 95 de ani, peste 90 de ani, nu știu, sora Jenny, dacă nu cumva, cred că și ei peste 90 de ani de acum. Oricum, sunt frați foarte în vârstă. Trebuie să ne rugăm pentru ei. Poate mulți dintre dumneavoastră nu treceți pe la fratele Iacu sau la fratele George Cristea sau frați care sunt... Cineva să spună, domnule, vreau să mă duc săptămâna asta, vreau să vizitez ceva frați în vârstă, sau să spună, să dea un telefon la o soră în vârstă, soră, ce faci, cum o duci, cum te simți? Face foarte, face o surpriză. Sora aia, mai ales o soră în vârstă, când îi spune cine zice, ce crezi, frate? Fratele cu tare sau sora cu tare, te-a numit telefonul, ce faci, soră? Vi se pare cum, nu? Oricum așa, da, dar dacă sunt mulți care nu fac lucrul acesta, aveți pe inimă, face foarte mult. De aici începe un pic de misiune. Dumnezeu să binecuvinteze întreaga adunare care are pe inimă să facă câte ceva. Azi dimineața a dat un exemplu bun așa de misiune. Fratele Cornel, când a venit din Vietnam, mi-a spus, frate Vasile, dacă știi câtă rugăciune, câtă atenție are misiunea, când cineva merge în misiune, nu-ți poți închipui, el știe că eu îmi închipui. Și mi-am închipuit de foarte mult de lucrul acesta. Nu prea avem, este adevărat, misiunea. Dumnezeu să ridice lucrători de felul ăsta, să pună pe inimile lor, fie din tineri și fie cei mai în vârstă, să facă lucrul acesta. Ne rugăm pentru sora Luciana. Sora Luciana va pleca în curs săptămânii viitoare. Sora Luciana, la sfârșit o să vă dau un salut, dacă fratele vrea să-l pună pe ecran de la 1 Tesaloniceni 5 cu 23 și 24, puteți nota acum, dacă nu, pe poda la sfârșit. Pleacă sora Luciana în țară, ne rugăm pentru dumnea ei care pleacă, dacă mai pleacă cineva poate să trimit un belețel ca să nu, ne rugăm pentru sora Magda, încă nu-i venit, sora Flavia, n-au venit, rugăm și pentru ei care sunt în călătorie, ca Dumnezeu să le dea și lor sprijin și har și binecuvântare. Ne rugăm pentru timpul acesta de marți, fratele acesta care vine, pentru timpul de Paști, acum sărbătorim, spuneam noi, Sfintele Paști, Dumnezeu să ne binecuvinteze în timpul acesta cu tot ce este duhovnicesc, cu o inimă curată, cu un cuget curat, cu un Duh Sfânt și statornic, cu o inimă pricepută, cu o inimă plină de iertare. Și plus de aceasta ne rugăm, dacă vreți, pentru starea noastră spirituală, Dumnezeu să ne dea trezire la fiecare în familie, să fim mai rugativi, să fim mai plini de cercetare când ne rugăm. Nu știu dacă cineva își pune întrebarea și zice, n-am mai vorbit în alte limbi, nu știu, sunt pozat cu Duhul Sfânt, Doamne, oare de ce? Să-i dea Dumnezeu un duc de post. Sunt frați, am înțeles că sunt vreo două grupuri care postesc, mai emitiți pe lucrurile astea. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Luați poșă rugăciune atunci când sunt probleme în familie, că sunt probleme în viața cuiva. Și Dumnezeu va lucra, să știți, Dumnezeu lucrează foarte mult cu poșul rugăciunii. Pentru motivul acesta de rugăciune pentru bolnav și pentru cauza. O să știți din psalmul 103, un psalm foarte cunoscut, doar numai vreo două versete. Dumnezeu să ne dea trezire. Avem multă trezire și îmi predică foarte mult, după cum se vede. Încântări foarte mult. Dar într-o relație a noastră personală cu Dumnezeu, Dumnezeu să ne dea trezirea aceasta.
unitatea noastră. Este adevărat, văd foarte multă dragoste, unitate în adorare. Nu zic că nu, este foarte multă. Dar acolo unde vedeți că încă nu există atât de mult, faceți așa, nu știu cum să spun, dar așa cum, nu știu, ceva care e pentru ultima oară, cu alte cuvinte. Doamne, te rog, fă lucrul acesta. Pentru aceasta, oricum, trebuie strigă, trebuie inimă dăruită și trebuie luptă în rugăciune și trebuie luptă în post și trebuie, nu mai amintesc, că sunt foarte mulți dintre noi care au experiențele acestea. Ne rugăm, Domnule, ca Dumnezeu să ne descopere lucruri personale, să ne dea visuri, să ne dea științări, să spună cineva, Domnule, am avut o științare din partea Domnului, uite ce vis am avut din partea Domnului, uite ce științare, uite ce lucrare. Parcă toate s-au simț, se duce în jos. Nu vă gândiți dumneavoastră că toți cei care spune că, sau spunem că vorbim în alte limbi, că avem vedenie, că avem daruri, avem prorocii, lipsește ceva deoarece toate tac? Nu vi se pare lucrul acesta? Eu îmi pun întrebarea aceasta. Am citit un părat în Biblie, în săptămâna aceasta, se spune așa, la sfârșitul vieții lui, Biblia spune în felul următor, a făcut ce este bine, drept și adevărat. Mă, și m-am uitat, am citit în cotea și am zis, Domnule, la nimeni din împărat nu spune lucrul acesta. Deci la sfârșitul vieții, despre la, înainte de a muri, el spune, și acest împărat a făcut ce este bine, ce este drept și ce este adevărat. Ca tatăl său David, spune aici despre el. Și m-am mișcat foarte mult, nu vă spun unde scrie, că o să căutați acasă. Dumnezeu să ne dea o inimă care să căutăm pe Domnul mai mult. Să auzi, să spună cineva, mă auzi o voce din partea Domnului, mă științează Domnul, Domnul are ceva de lucrat cu mine. Nu trebuie să facem multă vâlvă și multă... Eu sunt un om foarte literal, știți cum? Unii dintre să spune, mai de mult spunea că sunt dogmatic. Dar nu sunt, n-am luat pe nimeni așa de bună, mai vină afară să spun ceva. Dar nu sunt nici conservator, nu, nici legalist chiar. Dar mai mult biblic. Dacă am ceva cât se poate de biblic, literal, dacă se poate. Dacă Dumnezeu va să lucreze cu mine spiritual, asta este altceva. Dacă îmi dă o științare pentru tine, să știi că ți-o spun. Dacă nu îmi dă tac din cor, dacă îți dă pentru mine, e bine să-mi o spui. Pentru că așa ne putem zidi. Dumnezeu să se îndure de noi. Dumnezeu să ne ridice. Chiar am întrebat pe un frate din adunare în vârstă, am spus, frate, au trecut în ultimele două săptămâni sau trei săptămâni cineva pe la tine? Nu, frate, dar într-o lună de zile, nu. Man, chiar așa nu... Am ajuns chiar așa într-o situație, nu mai cercetăm pe vădă, pe fiul urban, în necazurile lor, chiar așa, atât de căldicei. Dar să știți că toate merg așa în jos. Să-i rugăm Domnul ca Dumnezeu să dea o inimă plină, dar și de fapte bune. Acum că vine la adunare aici, că e frumos, și mie îmi place că vine la adunare, că e frumos, sunt cântări frumoase, este har, este binecuvântare, dar în rest când plecăm acasă suntem foarte reci, foarte individual. Nu vizităm, nu trecem pe la nimeni, nu cercetăm, nu dăm, rar când mai cineva mai tătuiește și spune că s-a auzit că cineva are un necaz, sau numai dacă cineva este în spital. Vă invit să ne ridicăm în picioare să citesc versetele acestea din Psalmul 103, să ne rugăm pentru sora Luciana, care pleacă, pentru sora Magda, sora Flavia, care sunt plecate, să ne rugăm Domnului pentru timpul de marți seara, dacă vine fratele acesta, ce o avea din partea Domnului. Să ne rugăm pentru cei bolnavi, pentru cele trei familii care au fost afișate deja, încoate pentru cuvântul Domnului, pentru fratele Nelu, care va vizita Evanghelia. Eu cred că are nevoie de rugăciune. Amin. Că chiar dacă s-ar putea întâmpla să fie cât de experimentant un om, s-ar putea dintr-o dată să... Așa se vine un marcaș. Dar atunci dacă Domnul de vasă, și Duhul Sfânt este și peste el, dar și peste noi și este unitatea aceasta, atunci să simtem mișcarea aceasta. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze lui, numele Lui ce sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale și îți vindecă toate boalele tale. Versetul mai jos spune că chiar din groapă te izbăvește. Acum mă opresc aici, ne vindecă boalele noastre. Dumnezeu să îndure de cei bolnavi. Amin. Dacă mai este cineva care are probleme în familie, grele chiar probleme, sau poate ușoare, să-i rugăm Domnului ca Dumnezeu să îndure. Amin. Familie care au probleme. Părinți pentru copii, pentru copiii noștri, să ne amintim. Am văzut că nu se mai amintește luni seara în ultima perioadă. Mă gândesc că grupul ăsta nou care s-a format acum, nu prea amintesc să ne rugăm pentru tineret. Dumnezeu să îndure de tineret, să vă țină lângă Domnul tari și curați.
Tinerilor, voi puteți să postiți mult. Eu nu mai pot așa de mult, că câteodată îmi vâșie capul, mă amețesc. Și dacă mai lucrești așa pe acoperiș, vă dați seama, mi se pare că zboară păstre prin jurul capului meu. Nu mai am puterea aia, dar voi sunteți tineri, că eram ca voi, slavă Domnului, nu vreau să vă spun, că după aia spuneți să eu laudă. M-a întrebat un frate și a zis, frate, cum ești? Sunt pocăit. Lasă să spună gura altuia. Dar eu dacă spun că, frate, cum ești? Auzi, n-am ce mânca. Lasă să spună gura altuia. Nu! Eu sunt sincer. Dacă îmi spui cum sunt, așa, atâta sunt. Să fim așa cum suntem. Stați înaintea Domnului, în post, în rugăciune, rugați-vă Domnului ca Dumnezeu să vă dea putere. Acolo când vine ispita, mustrați-o în numele Domnului să plece cu poșul rugăciunii, să vezi că aveți biruință. Nu stați căldicei. Bune sunt toate lucrurile, dar stați înaintea Domnului în poșul rugăciunii. De rugat ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, apoi grupul va lăuda pe Domnul cu o cântare, apoi vom asculta cuvântul Domnului. Ne rugăm Domnului. Vă invit să reocupați locurile, grupul mai laudă pe Domnul cu o cântare, apoi Domnul să binecuvânteze fratele Nielo care va vesti Evanghelia. Este în lume, este un bistregăt.
ai căutat străine, nu vei găsi ajutorul azi. Azi, de ce iubii? Azi, de ce? Azi, de ce iubii? Azi, azi, de ce iubii? Vino la Domnul tău, azi, de ce? Azi, de ce iubii? Sufletului tău.